Doamne ajută și bun găsit tuturor. Un cuvânt pentru tânărul de astăzi. Cred că e lucrul cel mai greu care mi s-ar fi putut cere. Mulțumesc părintului Mircea Stoleru pentru această șansă. Dar cred că e foarte dificil să-ți găsești cuvintele și să rostești un cuvânt pentru tânărul la început de secolul 21, în condițiile în care lumea se află astăzi. Personal, dacă am fost căutat și înconjurat de tineri adesea, s-a întâmplat nu atât pentru că aș fi știut eu ce să le spun, mila Domnului când s-a putut și acest lucru, ci mai ales pentru că am știut să-i ascult, am încercat să-i ascult, să mă fac părtaș la durerile și la frământările lor. Nu întotdeauna am reușit, e adevărat, dar măcar m-am străduit, am știut că aceasta este calea. Eu zic așa, că pe tineri nu-i poți păcăli. Dacă nu ești onest cu ei, dacă pozezi, dacă ai fie și cea mai mică urmă de fățărnicie sau vreun interes ascuns, ei te simt imediat și mai devreme sau mai târziu te ocolesc. Așa încât, dacă tinerii ne evită, pe noi adulții, pe noi preoții mai ales, e vina noastră. Nu avem. Pe cei tineri, toată lumea are impresia că trebuie să învețe ceva, să le facă morală sau, cealaltă extremă, să le inoculeze ideea că nu au nevoie de fapt de nimic și de nimeni, că și-ar fi suficienți lor înșine. Dar tinerii nu pot fi prostiți și manipulați la nesfârșit. Ei au nevoie doar de un singur lucru pentru a se elibera sunt orice fel de tiranie, autoritate, imorală, manipulatorie, de orice întuneric, au nevoie doar atât, de onestitate. Nimic nu e mai trist pe lume decât să vezi un tânăr viclean sau care se autoamăgește. Un tânăr care se lasă cumpărat ca să strige luzinci în piețe sau care își vinde visurile pe tarabele înșirate ispititor de armăruc aceste lume. Un tânăr care se lasă cu, care caută să parvină după modelul adulților, adică prin compromis și prin minciună, e un tânăr trist. Tinerețea e sinonimă cu franchețe, cu elan, cu scormonirea adevărului, căutarea aceasta adevărului, cu tânjirea după împlinirea unor visuri care par imposibile. Pe tineri, da, poți amânce, pentru o vreme, dar nu-i poți supune. Tinerețea este sau ar trebui să fie imprevizibilă, dar în sensul bun. Ce aș putea, așadar, totuși, spune eu tinerilor de astăzi? Nimic altceva decât ceea ce spun și celor trei fete ale mele, toate trei au trecut de granița celor 18 ani, dar de-a lungul copilăriei, adolescenței și până astăzi le spun același lucru. Și anume, le spun că eu am încredere. Am încredere în ele, am încredere în ei, în tine. În ce sens? Nu am încredere în cântecele acestea de sirenă ale lumii care îi conjură. Nu am neapărat încredere că vor ști ei să facă cele mai bune alegeri în viață. Dar am încredere că Dumnezeu îi iubește și că le va descoperi adevărul, le va pune pe cale spre a dobândi viața. Am încredere că ei tinerii nu se mulțumesc cu puțin, ci vor dori tot. Că, să folosesc așa o imagine mai metaforică, vor face indigeste de la atâtea plăceri, că vor face alergie la tot ceea ce este artificial sau virtual și că vor avea reacții adverse la orice fel de manipulare. Că vor ști acești tineri fără neapărat să le fi fost predat la școală sau să fi învățat
vor ști să facă diferența între cineva care te folosește sau se folosește și cineva care te iubește. Între cineva care vrea să te stăpânească și cineva de sus, care vrea să fie un liber, în sensul de plin liber. Între cei ce promit, dar nu oferă, și cel ce nu promite, dar se oferă permanent de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aleg să am încredere că tinerii sunt mai receptivi decât credem noi, adulții, la prezența discretă și mai receptivi la această dragoste necondiționată a lui Dumnezeu. Am văzut și în România de-a lungul anilor, dar mai ales am văzut în anul când am fost în Occident, preot misionar, septembrie 2017, foarte mulți tineri care se afundă în mediul virtual, care intră în labirintul acesta al unei sexualități pătimașe, dezordonate, care ajung să fie dependenți de drog, de alcool. De fapt, am constatat și în țară și acolo în Occident că acești tineri nu fac decât să caute un anestezic pentru rănile lor. Sunt tineri lipsiți de sens, care ajung foarte repede la depresie. Este incredibil cât de mare este incidența depresiei în rândul tinerilor, adolescenților și mai nou și a copiilor. Sunt studii îngrijorătoare, procente îngrijorătoare. Dar cum să nu te apuce urâtul când te uiți în jur și e un deșert? Ce să le mângâie inima, cine să le împlinească și lor dorurile, cine să le ofere răspunsul, cine să fie modelul pe care ei să-l urmeze, un model autentic, un model viu. Un model care se călăuzească către adevăr, către frumusețe, către dreptate. Acești tineri au nevoie așadar să privească pe cineva în ochi ca să le oferească, de la care le face Domnul Dumnezeu. Au nevoie să găsească un om vin în Hristos, un om vin în sensul de plină cuvântului. Și așa vor fi și inspirați și vor face schimbări și vor primi răspunsuri și vor primi mângâieri. Mi-aș dori ca eu personal, în final, să nu fiu piatră de potigneală. Dacă nu pot să fiu model, dacă nu pot să vadă mine pe cel pe care ar trebui noi toți să facem transparent, adică pe Dumnezeu, să nu mă vadă pe mine ca om, ci să-L vadă pe Dumnezeu care lucrează prin mine sau trăiește prin mine, măcar să nu îi sfintesc. M-aș bucura să se uite la Dumnezeu către care tind. Nu am ajuns încă să-L cunosc. Încă-L caut, încă-L doresc și eu. Măcar să vadă această zbatere. Eu, în tinerețe, am eșuat. Mărturisesc aceasta. L-am găsit, sau mai degrabă l-am regăsit, destul de târziu pe Dumnezeu. Spun l-am regăsit, pentru că în copilărie eram un copil credincios, un copil care se duca, postea, mergea la biserică, se spovedea, se împărtășea, dar după adolescență a fost un moment, fost anumite conjuncturi în viața mea care m-au dus pe căi nu tocmai frumoase sau nu tocmai murate. Încât eu întotdeauna am simțit că n-am dreptul să cer tinerilor să mă cadă, să se păstreze curați. Sigur că
e de dorit. Și ca unul care am trecut prin asta, știu că bine este să nu rătăcim din niciun punct de vedere. Că fiecare rătăcire duce după aceea multă durere, multă suferință. Dar nu le pot cere. Eu personal nu pot cere tinerilor să nu cadă. Pot să le povestesc despre ce consecințe aduc aceste căderi, aceste rătăcire. Nu pot să mă ofer decât așa, ca o carte deschisă pe care, dacă vor, pot citi, dacă nu, sigur, o pot ignora. Pot să ofer, sigur, ca duhovnic, o inimă de mamă și o îmbrățișare de tată. Și mai ales, pot să nu-i judec. Și să nu obosesc care spune că Hristos n-a venit să condamne pe nimeni. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască. Am vorbit cam mult, am spus prea multe pentru cineva care n-are ceva spus neapărat tinerilor din ziua de astăzi. De fapt, un singur lucru ar fi trebuit să spun. Tinere, iartă-mă, căci și din cauza păcatelor mele și ale putinței mele, actuale inclusiv, lumea este mai degrabă un loc iatal zări decât un loc al prezenței lui Dumnezeu, al bucuriei lui Dumnezeu. Dacă însă tu vei căuta să ierți, dacă vei trece peste această moștenire și vei înțelege că Dumnezeu nu încetează să fie prezent și să lucreze în lume, indiferent care este contextul, și dacă vei face aceasta fiind onest cu tine însuți, faptul care nu există, cu siguranță vei dirui și tu, indiferent câte greutăți sunt astăzi, indiferent câte ispite, indiferent câte manipulări și câte modele care îndeamnă spre pierzare ar fi în jurul nostru. Eu sunt alături. Prezenza.